Doamnelor, domnilor, bună seara! Încep știrile la TV Sud, sunt Costin Soare. Iată pentru început care sunt principalele evenimente ale zilei. Mai mulți bătrâni au rămas fără banii din ajutorul de mormântare după ce au fost înșelați de un recidivist. Mutarea sediului CE Oltenia la București va fi repusă în discuție în cadrul Consiliului de Supraveghere. Și liderii PSD Gorj au solicitat managerului Laurențiu Ciobotărică o întâlnire pentru a discuta despre soarta complexului și Amimprest. Sepe de mii de lei date numele unor primari din Gorj. Mai mulți pensionari au fost lăsați fără banii din ajutorul de mormântare după ce au crezut în cuvântul unui individ care cerea împrumuturi în numele primarului. Rămași cu ochii în soare, bătrânii au cerut ajutorul polițiștilor care au reușit să-l prindă pe suspect care jacula victimele din clădirea casei județene de pensii Gorj. În urmă cu puțin timp, în această seară, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Victimele și așa afectate de pierderea celor apropiați au crezut în vorbele individului din Craiova care îi urmărea la ghișeu și le lua datele personale. Apoi se făcea că vorbește la telefon cu primarul din localitățile bătrânilor și le cerea un împrumut pentru piese auto în numele primarului. M-am dus la casa de pensii ca să iau ajutorul de mormântare al soțului. A fost dirutată, putea să-mi ia toți banii, dar nu mi-a luat decât 10 milioane. A zis că s-a făcut că el este director la APIA, dar l-am crezut. Da, banii, mi-a lăsat o servietă, un diplomat, cu hârtie în el. L-am luat, da, atâta, mi-a adus pe minte și l-am luat numai de un colț. Când am văzut, aștept că vine, că nu vine, mi-am odată, gata, ăsta hoț, fuhoț. După ce luai banii, vorbea cu domn primar că îi trebuie lui domn primar bani să-și cumpere piese la tractor. 10 milioane cu mâna mea, da, domnule. I-am dat, am încherbat 3 milioane, domnule. Ăștia-s banii toți. Mi-am și de microbus. Eu 5 ore am stat acolo, mi-am dat seama că sunt fraierit. Am avut încredere că vorbea la telefon de unii cu primarul orașului Rovinari. După luni de căutări, polițiștii au reușit să-l prindă pe suspect care a fost filmat de camerele de supraveghere de la Casa Județeană de Pensii Gorj. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Bărbatul este recidivist și a mai stat 9 ani după gratii tot pentru înșelăciune. După o noapte petrecută în arest, suspectul va fi prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Mutarea sediului Complexului Energetic Oltenia la București va fi repusă în discuție de Consiliul de Supraveghere. Așadar, administrația CEO va pune din nou pe ordinea de zi a întâlnirii care va avea loc vineri, după ce, în urmă cu aproximativ o lună, au renunțat la aceeași propunere. Vicepreședintele Federației Univers, Adrian Marciuc, a declarat că are date conform cărora directoratul CEO va reveni cu propunerea mutării sediului CEO la București chiar la întâlnirea Consiliului de Supraveghere care va avea loc vineri. Din nou se încearcă mutarea sediului. Am impresia că deja există o notă pentru mutarea sediului în CSO de vineri. Știți bine că vor să separe și directoratul, să facă un directorat deasupra care va fi la București. Nu știm, așteptăm. Președintele SMEO, Gabriel Călderu, a declarat că cei care se pronunță ultimii cu privire la mutarea sediului sunt membrii adunării generale a acționarilor la întâlnirea din 25 aprilie, însă speră că acest lucru nu se va întâmpla. Noi sperăm totuși, exact cum spune domnul Marciu, că Consiliul de Supraveghere, că se va întâlni la sfârșitul acestei săptămâni, hotărârea din ceea ce știu aparține adunării generale a acționarilor. Acea adunare generală a acționarilor, am înțeles că e pe data de 25 ale lunii aprilie. Sperăm, dacă cumva, și nu ne dorim acest lucru, dacă cumva va fi aprobat, dacă această informație se va confirma și va fi aprobat în Consiliul de Supraveghere, bineînțeles că vor reacționa. Dar e clar că acești domn, doamne, au venit cu un scop bine determinat, bine definit, acela de a distruge Complexul Energetic Oltenia. Astăzi a avut loc o nouă întâlnire în Comisia Mixtă a Complexului Energetic Oltenia, iar de această dată a participat și managerul interimar al complexului, Laurențiu Ciobotărică. Propunerea privind mutarea sediului companiei la București a mai fost scos odată de pe ordinea de zi a CSE-ului la presiunile făcute de sindicate și mediul politic din Gorj. Singura termocentrală care a adus profit complexul energetic Oltenia în ultimii 3 ani este subfinanțată de actuala conducere.
Fostul manager al companiei, Laurențiu Ciurel, face acuzații grave la adresa lui Ciobotărică, pe care îl bănuiește că vrea să distrugă termorovinari intenționat. Teoria lui Ciurel este confirmată și de lideri de sindicat care spun că un argument al acestei ipoteze este și nefinanțarea modernizării grupului 5. Laurențiu Ciurel a recunoscut aseară la TV Sud că termorovinari este singura entitate profitabilă din complexul energetic Oltenia. Timp de 3 ani, termocentrala Rovinari a plătit desulfurarea pentru termocentralele din Craiova. S-a luat un împrumut pe care cine l-a plătit? Cei care au făcut energie. Și energie timp de 3 ani, singurii care au fost pe plus cu adevărat, au fost cei de la Rovinari, de la termocentrala Rovinari. Ciurel îl acuză pe Ciobotărică de subfinanțare deliberată a termocentralei Rovinari. Nu pot să nu mă întreb de ce termocentrala Rovinari, la ora asta, este în halul ăsta de vitregită, de subfinanțată sau de nefinanțată. Un argument în sprijinul acestei teorii este, în opinia liderilor de sindicat, și nefinanțarea grupului 5 de la Rovinari. 9 persoane acuzate de braconaj au petrecut noaptea în arestul poliției după descinderile de ieri dimineață. Polițiștii au ridicat în urma perchezițiilor 25 de arme și sute de kilograme de carne de vânat. 6 dintre suspecți sunt din Dragotești, 2 din Rovinari și 1 din Borăscu. De ce sunteți la poliție? Sunteți vinovat? Nu sunteți aici. Ați braconat? Hai. De ce sunteți la poliție? Braconat? În urma celor 44 de percheziții efectuate ieri într-un dosar penal privind comiterea mai multor infracțiuni de braconaj, polițiștii gorjeni au reținut pentru 24 de ore 9 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 47 de ani. Peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, sub supravegherea procurorilor, au efectuat 44 de percheziții pe raza județului Gorj la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și al muniților, nerespectarea regimului materiilor explozive, comercializarea, deținerea sau folosirea fără drept de către persoane neautorizate a năvoadelor sau a altor unelte de pescuit. Prejudiciul cauzat prin această activitate infracțională este de aproximativ 250.000 de lei. 6 dintre suspecți sunt din Dragotești, 2 din Rovinari și 1 din Borăscu. Un bătrân de 77 de ani din Vâlcea a ajuns după gratii după ce s-a luat la ceartă cu vecinul său, un bărbat de 34 de ani. Totul a pornit de la motive banale, însă discuțiile au degenerat. Atacul a avut loc ziua în amiaza mare pe un drum public din Amărăști. Cu detalii despre acest subiect vine acum colega mea Alina Băcescu. Bun găsit, Alina! Bun găsit tuturor! Vecinii povestesc că victima, un bărbat fără familie, lucra cu ziua la un vecin de-al criminalului pe care îl ajuta la muncile câmpului și la animale. Agresorul a avut de-a lungul timpului mai multe conflicte cu vecinul său, cei doi certându-se chiar și pentru drumul pe care treceau animalele. De această dată, bărbatul și-a vărsat toată furia pe zilier, pe care l-a înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit. Criminalul de 77 de ani riscă să petreacă ani grei după gratii. Alina, mulțumesc! O fetiță de 6 ani din Hunedoara a fost găsită înecată într-un canal. Copila se zbate între viață și moarte, în timp ce părinții ei sunt beți criță și acum. Micuța a ajuns în stare critică la spital după ce s-a prăbușit într-un canal de drenaj din zona lacului de acumulare de la marginea Hațegului. A fost scoasă din apă de un trecător și transportată la spital, de unde a fost dusă cu un elicopter smurd la o clinică din Târgu Mureș. Copila provine dintr-o familie cu probleme sociale, iar părinții ei vor fi anchetați după ce își vor reveni din beție. Primarul orașului Filiaș a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este acuzat că timp de 4 ani nu a dispus majorarea redevențelor pentru mai multe cabinete medicale și ar fi produs un prejudiciu de peste 350.000 de lei.
Primarul Nicolae Stăncioi este acuzat de procurori că în perioada ianuarie 2010-octombrie 2014 nu a luat măsurile necesare pentru modificarea redevențelor pentru cele 10 spații medicale folosite de medicii de familie din cadrul Policlinicii Filiaș. Timp de 4 ani a încasat o redevență de 1 euro per metru pătrat pe lună față de 2,8 euro per metru pătrat pe lună, cât ar fi fost prețul pieței. Edilul orașului Filiaș ar fi prejudiciat astfel bugetul primăriei cu suma de 352.000 de lei. Anchetatorii mai spun că edilul ar fi încălcat legea cu ajutorul directorului economic din cadrul instituției. Atât primarul cât și Gheorghe Dragă au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. Nicolae Stăncioi, primarul orașului Filiaș, alături de doi funcționari publici din cadrul instituției, sunt cercetați într-un alt dosar pentru abuz în serviciu în formă continuată. Oamenii legii au stabilit că în perioada 2013-2015, funcționarii din cadrul primăriei Filiaș au achitat mai multor societăți comerciale sume de bani pentru plata unor facturi fiscale emise către Consiliul Local Filiaș. Obligația achitării facturilor fiscale revenea societăților comerciale. Bătaie de joc la Craiova. Autoritățile locale au ales să depoziteze busturile și soclurile care le susțin în condiții improprii, fapt care a dus la degradarea multora dintre ele. Întrebați de condițiile în care sunt ținute statuetele, responsabilii aruncă vina de la unii la alții. Zeci de busturi care formau alea personalităților din Craiova au fost descoperite zăcând în curtea rea de PFL așezate jos pe niște spalieri din lemn acoperite cu un banner din campanie electorală. Multe dintre ele s-au degradat foarte tare. Acea soartă o au și soclurile pe care ar trebui așezate. Acestea sunt depozitate într-o curte plină de bălegarnă, mol și fiare vechi la ieșirea din Craiova spre localitatea Șimnic. Explicațiile responsabililor nu rezolvă însă situația. Nu a fost o condiție să le ținem noi la data licitației, era vorba că ele vor fi reamplasate temporar de primărie până se va finaliza lucrarea și apoi repuse la loc. Nu s-au mai putut pune în același loc, nu s-a găsit o soluție tehnică, așa că au rămas în custodia noastră până la data la care vom preda către REA de PFL. Am căzut de acord cu primăria să le predăm soclurile atunci când se va găsi un alt amplasament pentru ele și am închiriat un teren privat pentru depozitarea lor. Cei de la REA de PFL au cerut de săptămâna trecută să le ducem lângă terenurile de tenis din parc, dar a plouat și nu s-a putut. În momentul de față suntem în curs de predare a acestor socluri, a precizat directorul Mitliv Liviu Cioană. Statuetele și piedestalurile care au susținut statuile unor personalități precum Nicolae Romanescu, Constantin Brâncuș, Traian Demetrescu, Marin Sorescu sau Teodor Aman au fost ridicate din centrul municipiului Craiova odată cu demararea lucrărilor la parcarea subterană din zonă. Pentru a putea fi reamplasate, cele mai multe dintre ele au nevoie de recondiționări serioase, mai ales că multora le-au căzut inclusiv plăcuțele cu numele. Acuzație dură adusă de socialdemocratul Aurel Popescu prefectului de Gorj. Acesta spune despre Gheorghe Paraschivu că simpatizează liberalii, dat fiind faptul că la un moment dat ar fi făcut parte din PNL. În schimb, Paraschivu a declarat că nu a fost niciodată membru al PNL. Invitat la Gorjul în direct, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, a declarat că guvernul tehnocrat este, de fapt, guvernul liberal, iar aproape toți prefecții sunt asumați politic de PNL. Și în guvern, și în afara guvernului, iată, în teritoriu, prefecții care au fost numiți. Păi mai sunt 2-3 din 10, 12, 15 guvern care, pardon, prefecți care au fost schimbați, care încă nu se știe dacă au avut culoare politică sau nu, dar restul, majoritatea sunt total asociați și total dovediți a fi membrii ai Partidului Național Liberal. Mai mult decât atât, Popescu a declarat și despre Gheorghe Paraschivu, prefectul de Gorj, că simpatizează cu liberalii, dat fiind faptul că la un moment dat a fost membru PNL. Adică domnul Paraschivu îl asociați cumva cu Partidul Național Liberal? Stimată doamnă, domnul Paraschivu știu că la un moment dat a fost susținut de domnul Morega atunci când domnul Morega era președintele Partidului Național Liberal pentru o anumită funcție. N-aș putea spune dacă are carnet de partid sau nu. N-aș putea spune dacă este membru al partidului sau nu. Dar mediul în care a crescut mă face să cred că e posibilă o apropiere destul de mare de Partidul Național Liberal. În replică, prefectul Gheorghe Paraschivu a declarat că nu a făcut niciodată parte din PNL și nici afinități politice nu are. Nu a fost membru al Partidului Național Liberal și nu am legături și afinități cu niciun partid politic.
Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu au stabilit o întâlnire cu managerul interimar al complexului energetic Oltenia. Aceștia vor să discute cu Laurențiu Ciobotărică despre planul de reorganizare al companiei, plan care, în opinia șefilor PSD, nu seamănă deloc cu eficientizarea complexului. Florin Cârciumaru a declarat astăzi că el împreună cu președintele executiv al PSD, Ion Călinoiu, vor participa la o întâlnire cu Laurențiu Ciobotărică. Interesul este legat atât de soarta CEO, cât și de Minprest, societatea care a anunțat aproape 800 de concedieri în acest an. În cursul zilei de astăzi intenționez să iau legătura cu domnul director Ciobotărică, ca împreună cu domnul Călinoiu să mergem să discutăm problemele care s-au ivit în momentul de față legate de reorganizare și mai departe de situația de la Minprest. Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj, a declarat că planul de reorganizare anunțat de Ciobotărică nu presupune și o eficientizare a companiei. Acesta susține ideea înființării mixului energetic. Acum starea asta de confuzie. Eu văd o stare de confuzie, să zicem elegant. De reorganizare, de nu știu ce, nu seamănă cu eficientizare. Trebuie să facem pași serioși de a realiza mixul energetic. Aceasta este forma finală, definitivă și de garantare a locurilor de muncă prin funcționarea complexului energetic Oltenia în sistemul național energetic. Conducerea complexului energetic Oltenia a anunțat planul de reorganizare al companiei, plan care presupune înființarea 7 direcții și 22 de puncte de lucru. Acest plan ar urma să fie aprobat de adunarea generală a acționarilor în data de 25 aprilie. Încă 8 candidați au fost lansați astăzi în cursă de Partidul Social Democrat. Propunerile PSD Gorj vin ca urmare a sondajelor realizate de partid în majoritatea zonelor din județ. Bâlteni, Padeș sau Cărbunești sunt doar câteva dintre localitățile în care socialdemocrații speră că au găsit soluțiile câștigătoare. PSD Gorj a lansat astăzi candidații în 8 comune din județ, urmând ca săptămâna viitoare să finalizeze nominalizările la funcțiile de primari. Astăzi aveți în fața dumneavoastră 8 candidați din 8 comunități. Fiecare se va prezenta ce comunitate reprezintă și ce are de gând să facă. Nominalizările s-au făcut pentru Padeș, Bâlteni, Arcani, Câlnii, Crasna, Târgu Cărbunești, Bălești și Bumbejiu. Mă numesc Bălgescu Ion, am 49 de ani și sunt de profesie economist. Voi candida pentru funcția de primar la primăria Padeș. Numele meu este Giurgiulescu Barbu, am 68 de ani, de profesie inginer electromecanic. Săptămâna viitoare se vor face ultimele nominalizări din partea PSD la funcțiile de primari în județ, apoi se va stabili data la care, în prezența conducerii de la nivel central, socialdemocrații vor organiza festivitatea de lansare a candidaților pentru alegerile locale din 5 iunie. Hoți de lux lăsați în arest la domiciliu. Despre cine este vorba, aflați din știrile pe scurt. Trei dintre cei acuzați că au furat din casele unor persoane înstărite din județ au contestat prelungirea măsurii arestului la domiciliu. Este vorba despre Petre Stăncioi, Constantin Stăniloiu și Valentin Bubăciosu. Judecătorii de la Tribunalul Gorj au respins contestațiile, deci cei trei rămân în arest la domiciliu. Suspecții sunt acuzați că ar fi spart casa fiicei fostului primar, Dorin Filip, de unde ar fi furat ceasuri și bijuterii de 10.000 de lei, casa unor avocați din Lelești și locuința unui afacerist din Târgu Jiu. La sfârșitul săptămânii trecute, la București, a avut loc adunarea generală a Colegiului Medicilor. Fiecare județ a fost reprezentat de 6 medici. În cadrul întrunirii au avut loc discuții legate de nemulțumirile cadrelor medicale și totodată a fost desemnat personalul de conducere al Colegiului Medicilor. Întâlnirea s-a desfășurat sub egida Medicina de Încredere. Primarul Florin Cărciumaru a solicitat direcției tehnice din cadrul primăriei Târgu Jiu, dar și celorlalte direcții și servicii cu atribuții în acest sens, urgentarea lucrărilor cuprinse în programul de modernizare a infrastructurii rutiere și a celor de apă canal. Astfel, mai multe străzi și trotuare din Târgu Jiu vor fi reabilitate, iar rețeaua de canalizare și alimentare cu apă va fi modernizată și extinsă în mai multe zone ale orașului. De asemenea, lucrări deja începute au fost reluate în ritm alert pentru a se finaliza cât mai rapid. 9 dintre investiții au fost începute în 2015 și vor continua și anul acesta, iar la alte 14 obiective vor începe lucrările în perioada următoare.
Mauzoleul din centrul municipiului Târgu Jiu, ridicat în cinstea eroinei de la Gorj, Caterina Teodoroi, urmează să fie restaurat. Proiectul se află deja pe masa de lucru autorităților locale. Primarul Florin Cârciumaru spune că în perioada următoare, reprezentanții Ministerului Culturii trebuie să-și îndrepte atenția spre acest monument. Totodată, primăria Târgu Jiu urmărește obținerea de fonduri europene pentru reabilitarea mai multor opere de artă din municipiu. Doamnelor, domnilor, știrile continuă după 3 minute de publicitate. Iată cu ce informații vă aștept atunci. Sute de gorjeni se află pe lista de așteptare pentru efectuarea unui examen RMN sau computer tomograf. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu angajează medici, dar și personal auxiliar. Și primarul Florin Cârciumaru a promis fotbaliștilor de la Pandurii că în scurt timp își vor primi banii. Și am revenit în direct la știri, chiar dacă bugetul acordat de Casa de Sănătate Gorj pentru contractele de asistență la ambulatoriu este în creștere, numărul pacienților care au nevoie de un examen RMN este de ordinul sutelor. Vestea proastă este că aceste persoane mai au de așteptat până când vor fi examinate. Până la această dată, numărul gorjenilor care au solicitat efectuarea unor investigații medicale cu ajutorul aparatelor RMN sau computer tomograf din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj se apropie de 1000. Avem într-adevăr niște liste de așteptare destul de mari, vorbim la RMN-ul de peste 900 de persoane, deși bugetele au crescut de la 4.800.000 până la peste 6 milioane în 2015, față de 2014, datorită faptului că a crescut și tariful pentru aceste cazuri de contact furnizorilor noștri. Odată cu aceste majorări, a crescut și numărul asiguraților care beneficiază de investigații care țin de imagistică și înaltă performanță cu ajutorul aparatului RMN sau a computerului tomograf. S-a ajuns de la tarife de 350 la 450 care se decontează furnizorilor, v-am spus, pentru că nu se mai percepe acea coplată, automat și numărul de cazuri decontate de la peste 5.000 s-a ajuns undeva la 4.000 și automat aceste liste de așteptare au crescut. Sperăm ca numărul asiguraților care beneficiază de aceste investigații să fie mai mare în 2016, pentru că tendința bugetelor este de creștere. În ultimii 2 ani, bugetul asigurat de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pentru serviciile paraclinice a crescut cu peste 30%. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu are vacante peste 60 de posturi. Unitatea medicală are nevoie de medici, dar și de personal auxiliar. Încadrarea personalului se va face până la sfârșitul lunii viitoare. Deficitul de personal în spitalele din țară, dar și la nivelul județului Gorj, reprezintă în continuare o problemă. Pentru a remedia această situație, conducerea Spitalului Județean de Urgență din municipiul Târgu Jiu urmează să facă angajări. Este vorba de acei registratori medicali care sunt în număr de 19, a fost scoasă la concurs aceste posturi, asistenți debutanți 13, infirmieri 11, îngrijitori de curățenie 5, brancardier 3, liftier 3, analist programator 1, un post de ambulatorul de specialitate asistent gastroenterologie, muncitori 2 în secția de psihiatrie, laborator recuperare un post, un șofer și un magazioner. Inițiativa aparține conducerii unității medicale pentru a reintra în normalitate din punct de vedere al încadrării la personal. După discuții preliminare care au durat vreo 2-3 luni, s-a făcut o comisie care a evaluat exact care sunt necesitățile. Cerințele au fost mult mai mari, dar având în vedere situația bugetară, spitalul nu și-a putut permite să scoată decât vreo 60 și ceva de posturi pe care o să fie publicate și o să fie scoase la concurs în următoarea lună. Posturile vacante în prezent vor fi ocupate până la sfârșitul lunii viitoare. Încet, dar sigur, partidele politice încep să-și anunțe ultimii candidați la alegerile locale. Asta pentru că începând cu 11 aprilie începe înscrierea oficială a celor care doresc un fotoliu de primar. Și mergem acum în studioul emisiunii Ora Adevărului la colega mea Gabriela Gângioveanu. Bună seara, Gabi! Astăzi am mai aflat alți 8 candidați, dar în același timp continuă atacurile între cei care sunt deja public anunțați de partide.
Bună seara, Costi, bună seara, doamnelor și domnilor. În mod evident, suntem practic în campania electorală, chiar dacă oficial aceasta nu a început. Se atacă candidații în spațiu virtual mai ales. Atacurile sunt destul de multe și destul de murdare, mai ales dacă ținem cont că miza pentru fiecare în parte este foarte mare. Fiecare campanie electorală are specificul ei. Localele sunt cele mai afurisite alegeri, dacă ținem cont la numărul mare de oameni direct implicați și miza importantă pentru ei. Cred că de acum înainte, până pe 5 iunie, nu putem să vedem decât un spectacol cu foarte mulți actori, spectacol pe care unii dintre noi îl vom privi amuzați, alții cu îngrijorare, dacă ținem cont că protagoniștii sunt tocmai cei care vor conduce toate localitățile acestui județ în următorii 4 ani. Ne putem aștepta, Gabi, la o campanie murdară? De fiecare dată, la fiecare scrutin vorbim despre acest lucru, însă informațiile noastre pe surse, evident, că se adună tot felul de probe ca la un moment dat să fie lansate în spațiul public, așa cum s-a mai întâmplat ca redacțiile să primească tot felul de filmulețe cu diversi actori politici. Costi, așa este. Vreau să spun că nu numai că se adună ei despre ei, dar adună ei despre jurnaliști, adună ei despre oameni care au legătură cu alți oameni. Cred că este așa o modă, fiecare vrea să se simtă cât mai James Bond și cât mai detectiv și strânge tot ce poate aduna din punctul lui de vedere incriminatoriu despre toată lumea din jur, neștiind când îi vor fi utile informațiile. Este încă o dovadă de ipocrizie pe scena politică, mai ales dacă ținem cont că atunci când sunt întrebați, toți politicienii declară că își doresc o campanie curată în care să vorbească fiecare despre proiecte, despre planurile pentru comunități. În realitate, mai fățiși, mai pe ascuns, ei se atacă, așa cum spuneam, cu tot ce le pică la îndemână. Iar jurnaliștii sunt foarte prietenoși. Sau cel puțin în timpul conferințelor de presă, după ce se închid ușile. Da, asta e, că până la urmă și tu și eu îi vedem atât de des pe acești actori și nu numai, adică ei nu sunt doar atât cât se vede la televizor, unde limbajul este unul extrem de elegant și elevat și toată lumea este atât de atentă să nu-l rănească, să nu-l ofenseze pe celălalt. În realitate lucrurile nu sunt tocmai așa, cuțitele se ascut acum și, așa cum spuneam, dacă nu ne-ar afecta, ar fi chiar amuzant. Vreau să mai spun că vom discuta în această seară și aștept vești de la Comisia Mixtă. Așa cum știi, Costi Soare, sindicaliștii s-au întâlnit din nou cu cei din conducerea Complexului Energetic Oltenia. Primele declarații la intrarea la negocierile de astăzi au fost îngrijorătoare, dacă ținem cont de faptul că s-a reintrodus pe tapet mutarea sediului Complexului Energetic la București. Asta după ce aseară, la ora adevărului, Laurențiu Ciurel spunea că propunerea de reorganizare a companiei făcută de domnul Ciobotărică și colegii domniei sale sunt tot un pas de tatonare a terenului pentru această mutare a sediului companiei la București. Săracii politicieni, niște sensibili. Gabriela Gângioveanu, te urmărim la ora 21, la ora adevărului. Mergem mai departe acum cu știrile din sport. Jucătorii de la Pandurii nu au luat salariile de 3 luni, a anunțat Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. Acesta a mai spus că s-a întâlnit aseară cu cei din lot și a discutat cu privire la găsirea unor soluții și le-a promis fotbaliștilor că în cel mai scurt timp vor face rost de bani. Doi dintre acționarii de la Pandurii s-au întâlnit aseară cu reprezentanții clubului de fotbal pentru a discuta despre problemele jucătorilor. Legat de problemele care au apărut la echipa Pandurii Târgu Jiu și în general la sport, vreau să vă spun că aseară împreună cu domnul Călinoiu am avut o întâlnire cu echipa de fotbal, cu cei mai reprezentativi fotbaliști ai echipei, cu domnul Săpunaru, cu, mă rog, toți cei care au jucat în națională. Am discutat, am întors problemele și pe o parte și pe celălaltă. Știm că nu au luat salariile de 3 luni de zile. Primarul din Târgu Jiu le-a promis jucătorilor că va găsi o soluție pentru a face rost de bani. Facem eforturi în aceste zile ca banii să îi primească, cel puțin săptămâna viitoare, nu? Să primească banii. Suntem într-o situație și grea, dar și o situație care poate să facă din orașul Târgu Jiu un oraș campion. Principalul finanțator al clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu este Complexul Energetic Oltenia.
Și avem și o informație de ultimă oră, așa cum v-a obișnuit TV Sud, vine cu o surpriză mai mereu, iar în seara asta, la emisiunea Ora Adevărului, experimentăm ceva nou. Vorbim despre o transmisiune în direct pe Facebook, așadar de la ora 21, dacă intrați pe pagina emisiunii Ora Adevărului pe Facebook, veți putea urmări transmisiunea în direct, iar cei care vor avea întrebări de adresat vor primi răspunsul în timp real. Așadar, nu ratați emisiunea Ora Adevărului din această seară la ora 21. Jurnalul se încheie aici, eu sunt Costin Soare și vă mulțumesc pentru fidelitate. Nu uitați, dacă se întâmplă ceva important, întotdeauna aflați de pe site-ul nostru tvsud.ro. Seară bună!